Mă numesc Olga Volkovski, după fată, familia mea este Prescun. Sunt, acum locuiesc în Chișinău. Ca atare, copilărie mi-a trecut în raionul Dundușeni, satul Ridon Mare. Eu vreau să vă spun ceva despre părinții mei, că, fiindcă eu m-am născut în Sibiria, în regiunea Tiumeni, din cauza că părinții mei au fost represați în această regiune. Ei au fost, eram mama cu trei copilași, care a fost, cum spun eu, în sat, ridicată în 1949, la începutul lunii iulie, undeva 6 iulie. Tata nu era acasă, era plecat în alte în altă localitate, cu căruța, cu cai, cu grâni, nu știu, nu era acasă ca tare, și au ridicat-o pe mama cu trei copii. Fratele cel mai mare era de 6 ani și ceva, fiica, adică sora mea cea mai mare, era de 3 ani și ceva, și cea micuță, pe atunci, adică sora mijlocia noastră, era nici un an n-avea, fiindcă născută la 14 octombrie 48, deci vedeți că nu avea nici an. Câte ceva din amintirile lui care mi-au rămas mie din copilărie, fiindcă când mama povestea, ea povestea că când a fost ridicată, a reușit să iei câte ceva pe drum de mâncare și spunea că în loc să iei o torbă de o traistă de ceva crupe, ea a luat mazăie. Și de acum sora cea mare povestea că cea mai micuță, dacă ea n-avea nici anul, desigur, mazăria asta o făcea ca să fie burta mare și el râdeau, că zici că te leganai în burta aceea așa de mare ți era burta, că e ca tare subțeică de felul ei a fost. Asta cunosc când au ridicat-o pe mamă, cum a mers, cum nu cunosc, dar cunosc că tata, aflând, venind acasă, întorcându-se acasă, aflând ce s-a întâmplat, s-a ascuns și a stat ascuns până a primit vestea de la mamă ca să plece înspre ea încolo, fiindcă erau familii care pe unul duce într-o parte, pe altul duce în alt teritoriu și de ce el așa a hotărât. Și deja familia s-a împreunat, tata plecând de acum de sine stătător și acolo, din ce vorbeau părinții, desigur, ei încă bine au nimerit, că au nimerit la o fermă. Tata lucra cu fratele, că fratele adică era mai răsărit și lucra în copilărie, spunea scotnic, îngrijător, îi ducea la păscut vacile și fratele îmi povestea că el pe cal era, să urca pe cal cu tata și foarte i-a plăcut, adică. Și desigur, în cazul ăsta, nu chiar așa familia a fost defavorizată, adică a fost într-o măsură oricare că cât de cât acolo se putea o leacă de lapt, o leacă de... adică nu a fost așa. Dar tot din secvențe auzite așa de la tată, eu pur și simplu, să știu lucrul ăsta, eu eram mai atentă, dar ei între ei vorbeau și eu nu mă ascultam ca o copilă, că eram, venisem de 3 ani, de exemplu, în Moldova și nu tare vorbeam totul în cap. Și știu că tata îmi spunea că totdeauna trebuie să înscrie dimineață, că dacă s-a dus, s-a potrivit la miliție, acolo la postul de miliție, să înscrie că el este și n-a fugit și tot așa și mama. Stai bun, au lăsat în sat gospodărie, fiindcă tata era toți în sat, spuneam cu eu, sfată din gospodarii.
totuși el, măcar că denumit chebur, el a lucrat singur, a avut pământ, a avut casă bună, a avut un fel de... De acum când ne-am întors în sat, eu am văzut de casă, el totdeauna spunea că ea ca brumar trăiește în casa mea. Ei, clar lucru, cum ai reparat-o, eu știu ce am mai făcut, și acolo era hambare, așa, ca un sărai din Republica, din nordul Moldovei, numai că mai în lung săraiul celălalt. Și, desigur, că tata ce-a mai avut acolo, clar lucru, că a avut cai, a avut vacă, că, grijă, cum trebuie la copii, lapte, a avut porci. În rest, lucra pământurile, pur și simplu, și l-au numit chebur și din cauza asta și l-au ridicat și l-au dus în Sibiria. Dar mai avea și o mașină de treierat grea. Da. Cum îi spunea? Auzim că el avea mașină de foc. Și eu nu mi-am dat întrebarea ce mașina asta, cred că un fel ca combine, ceva, un ajutor pentru a grâinile ale curăție, ceva au fost. Am mai văzut că, fiindcă ei când au plecat, tot ce mai reușit mama să le dă la rude, covoare, că e totdeauna povestează și când m-am întors înapoi, unii cu un covor i-a întors sora, dar restul tot ce au împărțit și încă avea o mașină de ștocat păpșoi. Și ca mașina aceea, că eu m-am uitat pe urmă că era și în vânzare, numai nu-i de ce, ea era la o înălțime de înalt, așa ca până la brâu, și puneai păpșoi și avea o corbă mare, mare, și învârteai, când ei se lua de acum vântul, aruncai numai păpșoi și ei se deștiocau la fugă. Ia ca asta, încă mașina asta le-a rămas din ce a avut ea. S-a întors, adică eu le-a permis să întoarcă în 1958. Și eu hotărât ca să vie mama întâi în Moldova cu noi, cu fetele, că eram trei fiice și ficiorul. Și când am venit, clar că n-aveam unde ne opri, mama s-a oprit la o consetiancă, ea avea o căsuță, că mi-aduc aminte așa ca un beci, ca un zemnic, așa când intram în coridor, cădem așa, vreo de o jumătate de metru în pământ era și era coridorul acela sau tinda se numea atunci și trecei în odaie. Odaia, așa după, n-aș putea să spun cam cât, poate avea vreo 10-12 metri. În odaie ce era sobă cu cuptor și alături de cuptor era un pat făcut din lemn, din scânduri. Și iată, noi toți acolo ne-am foarte greu, am înțeles că foarte greu mama s-a aranjat la lucru, fiindcă nu primeau la lucru, că era dușmanul, nu știu cui, a țării, a cui, poporului, așa poporului, da, dușmanul poporului, și până la urmă ea s-a angajat totuși la fermă de vite, a fost îngrijitoare de viței, de acum cât timp am a fost, fiindcă și eu de acum când învățam la școală, o ajutam. Tata a hotărât ca el cu fratele să rămână acolo, să adune bani și să vină să construiască casă. Și el a mai stat acolo 2 ani, eu îmi amintesc că eram la grădiniță, când tata a venit după mine, dar eu eram, dacă eram micuță de 3 anișori că am venit în Moldova, și când am venit tata, parcă nici nu-l cunoșteam și cu atât mai mult că tata meu era, eu când m-am născut, el avea 55 de ani, deci era în etate și eu mi-era rușine, cred că și de, știți cum, copilăria. Și am fugit și de acum acolo fratele era, știu că mi-au adus niște costumași acolo, cadouri. Și ei au construit casa, adică tata a construit casa. Nu știu, fiindcă eu, cât timp a durat că eu în clasa 1, adică în 61-62, m-am dus la școală din casă nouă. Adică în sat le-a dat loc de casă, acolo, în
coada râchii, așa se numea, unde izolește răutul și sunt 6 sau 7 case atunci cum s-au construit noi. Și iată, tata a construit casa și a dumnealui tot a lucrat la un colcos. Am chiar și o amintire așa, că eu când, dacă tata era bătrân la din ce cauză, fiindcă el ca atare, până în, spun, până în 45 undeva, el a avut altă soție. Soția i-a murit, copiii el nu a avut, dar mama rămăsese tot, i-a murit soțul, rămăsese cu ficiorul de undeva de 2 anișori n-avea. Sora mamei, soțul ei era fratele lui tata meu. Și ei au zis, și tata băiesul ei în căsătorie și sora a pus-o la cale că e om de treabă, un gospodar și se dă de acord. Adică. Și ei s-a căsătorit, adică având un ficior. Și de ce aici ficiorul în culegerea aceasta, cartea memorie, este scris prescund, dar ei n-au reușit să facă documental, să-l pui pe familia lui tata. El era rusul. Aici e scris prescund Ivan. Doamna Olga, în primul rând vreau să mă prezint eu. Cred că mă cunoașteți, Alexandru Moraru, istoric, arhivist, publicist, autor de mai multe volume de carte. Și mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, deoarece această filmare, aceste amintiri ad mastre avem nevoie pentru ele, pentru un proiect de mai larg legat de autorul ei, general major în retragere, domnul Valentin Dedeu, care scrie o carte și eu împreună cu domnul Veceslav Dedeu ne-am implicat ca să îl susținem informațional, eu știu, documental, arhivistic. Proiectul se numește Rediu Mare, incursiune în timp cu oamenii locului. Deja probabil că mai bine de 40 și ceva de procente este scris, am înțeles că mi-a arătat câte ceva domnul general și vreau ca să vă rog să faceți un comentariu vis-a-vis de volumul de carte care vă l-am pus la dispoziție, Cartea Memorii, volumul 2, e o ediție, cred eu, reușită de către Muzeul Național de Istorie, care a muncit și a făcut aceste 4 volume, care deja sunt apărute la editura științifică, și în volumul 2 este și lista oamenilor deportați din Rediu Mare, Raionul Dundușeni. De aceea vă rog foarte mult ca să comentați această listă, fiindcă în discuțiile noastre cu domnul Veceslav Dedeu, cu domnul general Valentin Dedeu, am găsit că sunt unele inexactități sau chiar, nu vreau să îndrăznesc să zic aberații, dar nu corespunde adevărului. Vă rog, doamna Olga. Da, eu... E binevenit, desigur, această amintire a generațiilor viitoare, edițiile este toate, desigur, și m-am uitat la lista aceasta și vreau să vă spun că, într-adevăr, sunt greșeli, fiindcă noi cândva am primit certificate ca represați și eu, ca atare, am luat certificatele este pentru surori, nici n-am putut numai să eu pentru fratele, fiindcă el aici este scris prescund, dar el are și acum familia rusului este. Aici inexactități sunt, fiindcă, în primul rând, anul nașterii părinților. Ei l-au pus așa, cred că tata era sau din 1900 născut, sau din 1902 maximum. Mama din 1914, așa e după documente,
dar ca atare, ea spunea că este mai tânără. Pur și simplu vroiau ca să unească mai aproape, să fie vârstele părinților mai aproape, să nu fie diferența prea mare. Și atunci documental n-aveau, deoarece ei s-au căsătorit doar după ce m-au născut pe mine, de acum în 1955 au făcut adeverința de căsătorie. Sora mai mare aici e scrisă, prescun Fiodor, ca atare ei prescun Ludmila. Atunci eu am văzut și în document și mama scrie prescun. Pe urmă eu la școală când am învățat, eu eram prescun și toate documentele erau cu familia a treia literă E, dar nu E, prescun. Și desigur nu este scris sora, care era atunci cea mai mică, sora mijlocie, prescun Maria, care m-am spus eu că din 14 octombrie 1948 născută. Dumneavoastră ați menționat că nu aveau documente. Oamenii care au fost deportați, li s-au confiscat documentele, da, pentru a nu se deplasa, pentru a nu fugi din zona de unde au fost deportați. De aceea niciun om nu avea documente. După ce au fost deportați, documentele se luau și se țineau la NKVD. Asta e motivația. Plus la asta ziceți că în volum sunt multe inexactități și e un lucru firesc, deoarece cinovnicii ăștia sovietici nu cunoșteau, mă rog, limba română și nu cunoșteau multe. De aceea au fost schimonosite un număr mare de familii românești și ucrainești. Adică erau făcute niște lucruri că după asta erai nevoit să porți numele care au fost formulat de un agramat care a scris fără să cunoască lucrurile acestea. Poftiți mai departe. Desigur, în lista asta eu văd și, adică au fost represați 4 membri familiei mele, mama, tata, 5 membri, adică mama, tata, 2 surori și fratele. Eu socotem 4 fără tata, că tata nu era. Și eu acolo sunt născută. Aici am mai văzut familia Gudima și clar lucru că eu pe familia asta o cunosc chiar din copilărie, fiindcă la fel nu știu unde au fost represați, dar ea s-a născut, Valentina, colega mea de clasă, Gudima Valentina, s-a născut tot în represie, în teritoriu, în Sibiria, în teritoriul de represie. Și am fost învățat într-o clasă și iată eu când mă uit aici, într-adevăr, este și familia lor, fratele ei era Dorel, dar aici e Dirvliu, poate așa și era numele lui, așa. Nu, e schimonosit. Da, da. Era așa cum ați spus dumneavoastră inițial. Puteți să ne spuneți exact adresa unde ați fost, unde a fost deportată familia noastră? Deci, raionul, localitatea, absolut. Da, regiunea Tiumeni, raionul Ișim, ferma Chirova. Eu nu știu, la mine e scris ferma Chirova, dar eu am văzut că acolo în unele documente e scris și sovhozul, nu știu cât e de corect, dacă atare la mine, e regiunea Tiumeni, Ișimski raion, ferma Chirova. Ați fost, eu știu, totuși în zona respectivă erau organizate ceva, vreo grădinițe, ceva, ați fost, sau numai în cadrul familiei v-ați aflat acolo? Eu acolo m-am aflat în cadrul familiei, n-am fost la grădiniță, adică dacă am venit aproape 3 ani și ori avem, nu, dar eram lăsat cam pe seama surorilor, că ele totdeauna tata spune, noi ne ducem la lucru, lua seama de Olea și ei totdeauna pe urmă mă râdeau, zici, că era pe capul nostru totdeauna, dar la grădiniță n-am fost, nu țin minte nimic, măcar că îmi povesteau că era acolo un râu, cred că râul Ișim, tot se numea, ei se duceau la râul Ceava, așa îmi povesteau
suborile. Cu ce s-a ocupat tata, mama când mergeau la lucru? Ce făceau? Tata v-am spus că era îngrijitor de la fermă, mama era mulgătoare. Aici, de acum în Moldova, a fost îngrijitoare de viței, dar acolo era mulgătoare, adică era la fermă. Câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre familia dumneavoastră, copii, nepoți? Da, eu, ca tare, când am terminat 8 clasă în satul Rigiu Mare, am terminat cu mențiune 8 clasă, m-am gândit că totuși, adică, având în considerație pe tata că e mai în vârstă, am socotit că trebuie să am o profesie și, în primul rând, am hotărât să mă duc la școala medicală, așa se numea școala, am un colegiu atunci, școala medicală din Bălți, la Fisher Laborant. Am terminat acolo, fiindcă am, iată, și telefon, chiar și în seară am fost acolo în Bălți, am să vă citesc «Що такое счастье», așa e scris acolo, că comunistul era, așa se numea, ziarul cel din Bălți. Ziarul orășănesc, Bălți. Da, orășănesc, Bălți. «Що такое счастье?» Это каждый может понимать по-своему. Если это так, так Ольга Прескунна может себя считать счастливой, она из семьи колхозника т.т.т. и сестра учительница, и брат железнодорожник, и вторая сестра закончила политехнический. Адика шиел вес фарты бини ла школа медикала. Дупа школа медикала, chiar în cursul 3 l-am întâlnit pe soțul meu care venise după armată și vroie să intre și el la școala medicală. Și au fost ca eu eram încă în comisia de atestare acolo la școala medicală și așa am făcut cunoștință. Și el era primul curs, eu ultimul curs și ne-am căsătorit în ultimul curs când eu eram. Și am fost la Florești, dar îndreptată n-am fost la Florești, soțul era din Florești și adică am lucrat acolo, dar am în 73 am născut-o pe fică, pe prima fică, am lucrat în Florești în spital și apoi în policlinică ca laborant și după aceea am hotărât ca să totuși să termin Institutul de Medicină, fiindcă a fost un îndemn de ce a venit un medic și m-a scos de la un film, era interesant de la un film, că un copilaș avea gripă, dar eu trebuie să fac analiza generală de sânge noaptea. Și m-am enervat că acolo nu e analiza generală a sângelui, dar trebuie să fie numai leucocitele și roie înainte să numeie reacția sedanie eritrocită. Și eu zic că cu mult mai puține cunoștință și ei termină institutul, dar eu nu. Și totuși am hotărât, am intrat la institut, fiindcă avem la școala medicală diplom cu mențiune, am dat examenul la chimie și am intrat la facultatea igienă și epidemiologie, igienă sanitarie, înainte se numea și epidemiologie. Și am absolvit-o în 1983 și de acum am fost îndreptat întâi în Râvnița, acolo l-am născut pe ficior, pe doilea copil l-am născut în Râvnița. Soțul primis apartament de acum în Chișinău și eu m-am reîntors în Chișinău, adică... Și de atunci am lucrat la Centrul de Sănătate Publică, a fost denumit în diferite feluri Centrul de Sănătate Publică, adică Sanepidul, cum îl cunoaște lumea, până în 2018. Și în 2018, pensionari le-o trimesc la pensie, măcar că mie mi-a propus un loc în știință, eu am refuzat, fiindcă la vârsta care o aveam de pensie deja, am refuzat locul și am venit să activez unde era înainte în comun, în direcția medicală a serviciilor informației. Ce amintire aveți despre satul Rediu Mare, domn Dușene? Acolo ați făcut școala, ați avut copilăria...
a doua copilărie, adică, vă rog. Copilăria mi-a fost frumoasă, măcar că grea, fiindcă dacă să ne uităm, că eu învățam la școală și principalul mama îmi spunea că să vii după școală, să vii să mă ajuți, că e abia la liceu era și e trebuie să fac ceva acasă. Și eu, după școală, imediat mă ducem și o ajutam, eu rămâneam cu liceu, e să duce acasă. Ducem că avem vacă și ducem, că râdem totdeauna cu soțul, iar așa într-un sac mare, cu binschi se numea sac, și eu o copchiliță, ne-l punea în spate, mă ajuta și eu îl ducem. Adică, dar a fost o copilărie fericită, fiindcă, mă rog, ca copil eu eram, ascultam părinți, învățam bine și am vrut, iată, a fost un moment că la noi un coleg de clasă, Valentin Iurcișin, e plecat la Moscova și noi comunicam și spuneam că, zic, să ne întâlnim și am hotărât noi să ne întâlnim la 4 iunie în 2020. Și ca eu aici să organizez clasa și el de acolo și clar lucru că nu s-a primit fiindcă a început infecția COVID și desigur de acum s-a stopat tot lucrul ăsta. Îmi amintesc de colegi, iată mi-a sunat din sat și mi-a amintit încă o dată de colegi, eram 6 fete și 16 băieți în clasă și clar lucru că de acum câțiva au plecat în lume, celor drepți, dar... Vreau să vă comunic că imprimarea care o faceți acum cu noi, adică o să fie pusă pe un DVD aparte, care o să însoțească cartea la sfârșitul cărții, o să fie un buznăraș și în buznăraș o să fie un DVD unde sunt, o să fie mai multe înregistrări cu oamenii din sat, deoarece însă titlul ne spune că incursiuni în timp cu oamenii locului, de aceea vă dați seama că asta. Și am o întrebare, ce ați dorit dumneavoastră tinerii generații? În primul rând, din satul dumneavoastră de Baștină, deși nu v-ați născut acolo, dați, nu sunteți de vină că ați fost rupte de la, din sat, ați fost rupte din patrie. Ce ați dori să le spuneți tinerii generații care vine după noi? Aș dori să le spun să nu plece din țară. Să nu plece, fiindcă cum n-ar fi, iată, și oamenii, persoanele care au fost represate, tot majoritate s-au întors la țară, la cuibul lor. Și de ce n-ar trebui să plece, ar trebui împreună să luptăm ca să fie bine în țară la noi. Și cum și eu am spus că o copilărie fericită am avut, da, fiindcă eram copilă, dar erau și multe nedreptăți pe atunci. Deci aș vrea ca să le doresc să rămână în țară și să lupte pentru ca să rămânem să fim o parte de România. Vă mulțumim din toată inima pentru timpul acordat, pentru emoțiile care le-am răscolit în fața camerei și vă urăm, în primul rând, sănătate multă și sperăm că o să ne vedem cu ocazie când o să fie organizată lansarea volumului de carte și atunci o să trebuiască din nou să vă reamintiți ce le spuse nouă. Mulțumesc. Să vă vedem sănătoasă și numai bine. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră, să fiți sănătoși și să continuați activitatea dumneavoastră. Taică, da. Mi-am adus acum aminte, taică mi-au avut foarte multe diplome din Sibiria, din, nu știu, din Moldova au avut, dar din Sibiria știu că au avut. Și era și capul Stalin, Lenin, acolo toți erau. Și odată a fost la colcos, trebuie căruța cu cai să-i dăie,
ceva trebuie să aducă, că mă rog, atunci lut și paie și clac făceau și în cazul ăsta nu, ceva i-a refuzat și el țin minte că a luat toate diplomele și alea și le-a dus la liceul de afară și le-a aruncat acolo, că eu mă uitam. Zici, ce mai muncit și ce mai lucrat dacă mi-a refuzat o căruță. Da, era doar de fală de diplomele, nu mai aveau nicio valoare așa în realitate. Dar care era atitudinea consătienilor față de familia dumneavoastră? Nu spunea că ea că voi sunteți din deportați, că sau la școală, nu, colegii, nu era o chestie. Nu, problema asta, poate de aceea că la mine sora asta mare s-a dus când eu am învățat parțial acolo în Rusia și ea s-a dus în Dondușeni deodată și a terminat pe atunci 10 clasă, îmi pare că. Da, asta era înaintea mea și nu mi-aduc aminte că cineva să mă obișnuit, oriceva din contra, tot spuneau că voia lui Fiegel Timofti, din familie de gospodari, nu am avut așa, prin societate ceva. Așa, poate și părinții, dar nu, și pe tata îl stimau tot, știu că nu. Că nu erau deportați oameni sărați. Înțelegeți? Erau gospodari care muncia, nu dormia, să îmbăse cu băuturi și cu asta. Dar amprente a lăsat foarte mult. Oamenii care s-au întors din Siberia, din Altai, din alte părți, s-au avut de suferit. Eu v-am spus că când înainte de filmare, că sunt dintr-o familie deportată, tatăl meu a fost deportat cu frații lui, bunelul a fost împușcat, fiind senator în Parlamentul României, de aceea s-a întors cu frații lui, drept că nu cu toți, unul s-a înnecat în opi, și a făcut școala pedagogică din Orhiei, Institutul Pedagogic Ion Creangă, la Facultatea de Istorie, a devenit istoric, a fost director de școală vreo 15 ani și pe tot parcursul ăsta erau scrise tot felul de scrisori anonimice. Valeriu Moraru nu are voie să activeze în învățământ, că el este dușmana poporului, că nu degeaba l-a deportat în Siberia cu părinții și așa mai departe. Înțelegeți? Așa că asta a fost o amprentă stalinistă pe toată viața. Asta este. Au fost careva impedimente. Eu poate nu cunosc că eu când m-am angajat la Serviciul de Informații și Securitate, eu am scris toate acestea și mă gândeam să poate sunt că acolo 2-3 luni și când te angajezi treci toate controlurile. Și mă gândeam să nu ori primite atât că a fost, nu a fost problema asta. Ei, dar clar lucru că acum, în perioada, era atunci 2011-2012. Mi-ați amintit un moment, vorba între aceea că, iată, l-au strâns la ușă pe tata ca fiind director de școală. Ce fel de director de școală ești dacă nu ești membru de partid? De aceea trebuie să intri în partid. Tata mea avea de ales într-o situație că chiar nu, așa a fost o situație, că nu era cine să înlocuiască și multe. Și ce credeți? A scris cerere să intri în partid. Organizația primară a acceptat-o și acea din Raion a refuzat-o. A scris la Republică, iar și-a refuzat-o. De acum a devenit un lucru de onoare de asta. Și a scris la Moscova, la Comitetul Central. Și a venit hârtie de la Comitetul Central de la Moscova că acest om să fie primit în rândul partidului. Deci a fost acceptat. Deci dușmanul poporului s-a născut și-a murit. Da. La mine sora Mijlocii a fost în Partidul Comunist, adică, da, eu nu, eu am fost la școală, m-a ales, la școala din Ridu Mare, m-a ales secretarul Comitetului Comsomolistului, Comsomolist, mai degrabă, erau, m-a ales pe mine și știu că am fost cu mama la biserică, ei, dar noi sfințăm Pasca, știu că la biserică, păi mama sfințe Pasca, dar noi acolo copiii ne... și
știu că ne-a scos în fața școlii și am avut probleme din cauza că am fost la biserică, eu, secretarul consumorul. Da, funcționa biserica pe vremea aceea din sat? La Corbu. La Corbu. Eu țin minte că la Corbu. Da, la Corbu. În sat era închisă. În sat era închisă. Eu când am plecat încă era închisă de acum. Și biserica se află lângă primărie? Da. Se afla și am dat de primărie în altă parte și lângă școala veche. Primărie și acolo școala veche. Acolo ați studiat, în școala veche sau nu? Ca atare, mă tin cu un an ori doi și apoi am trecut în școala nouă. Școala nouă. Școala nouă. Dar câte clase erați de ca vârsta dumneavoastră? Erați numai o clasă sau erau mai multe clase? O clasă, da? Că știu că erau și câte două, trei clase într-o perioadă. Poate că mai târziu, cred că mai când eram mai tineri. Dar atunci era o clasă, fiindcă 21 eram și apă 22 de elevi. Eu eram starost și țin minte pe alfabet așa cam. Domn Ghenade, dumneavoastră, poate vă întrebări ceva. Deci, pentru mine sunt cumva mai amintirile proprii, dar dumneavoastră sunteți moștenitoare directe. Și perioada de acolo este interesantă. Vă amintiți ceva din spusele? Din Sibiria. Din proveștile, surorii mei. Dacă, nu știu. Știu că nu se prea discuta, cam la majoritate. Sunt, poate din păstrințele este. Eu așa numai câteodată când trăgem cu ureche, când întridăm și ceva, vorbeau așa. Părinții evitau, pentru că copiii scot în drum vorbele, da. Atunci am riscat. Și de ce, dacă s-au început discuțiile, cred că deja încoace, în sfârșitul anilor 80. Da, dar eu deja... Cumva mai deschis. Din 70 nu sunt în sat și desigur. Adică vreau să știu dacă s-a avut situații în care faptul că v-ați născut acolo dădea întrebări, nu știu, cum a spus, securitate, dar în perioada aceea când învățați. Cred că nu mi-amintesc să fost. Pentru că eu cunosc doamna Tatiana Popa de la Călăraș Palanca, tot a încercat de multe ori să intre la medicină și nu a reușit din cauza că, din cauza asta, că taixul a fost. Nu știu, eu... Drept că eu n-am eram căsătorit când am intrat la Institutul de Medicină, eram în familia Volkovski și poate nici nu era așa... Da. Eu nu știu, poate nu era așa control sau eu știu... Și perioadele erau diferite, erau mai, da, mai, da. Mai vegetariani, erau mai carnivori. Vedeți că asta depinde mult și de același funcționar de stat. Da. Sunt oameni mai înțelepți, oameni mai proști, mai agramați, mă rog, de la caz la caz. De aceea, iată, un caz a fost refuzat ca să nu mi-a dat voie ca să fac studii mai departe, numai de aceea că a fost considerat de cineva dușman al poporului. Eu v-am spus, numai deodată au fost probleme, când mama s-a angajat, s-a venit în corpus, s-a angajat la lucru. Apoi mi-am gândit că îi spune foarte greu s-a angajat la lucru. Da. Atunci părinți așa. Da, în perioada când ați fost în Siberia, atitudinea băștinașilor față de deportații din alte părți, cum era? Atitudinea locuitorilor de Baștine, rușilor sau ce erau acolo? Atitudinea lor față de cei care erau, da, deportați? Erau acolo, am înțeles că mai mulți moldoveni și întridânși e prietenii, adică e ca și când pe mine m-a botezat acolo, nanul meu, care, apoi el era tot, nu din rusofoni, dar din satul Dundușeni, știu, era. Satul Vecem cu Redumare. Da, tot Olea în numele, Fetițăcini, și din, adică moldovenii întridânși sunt grebeu. Dar sărbătorile, cum erau acolo? Sărbătorii, zile de naștere, eu știu ceva? Nu cred sărbătorii, dar nu, eu nu-mi amintesc, eu eram. Poate, da, eu știu, instrumente muzicale, a luat cineva cu dâns și cântau ceva sau chiar așa, în familie, se cânta sau nu? Nu ne aduc aminte. Eu asta nu ne aduc aminte, nici o țurări. E clar că erați mică. De obicei se memorizează istorii gen, nu știu, gen întâmplare care se memorizează, că lucruri de astea probabil puțin, nu ați puteți vă amintiți la vreo. Da, desigur, că eu am venit... Ceva care se folosește în familie. De 3 ani și eu vorbim în rusă. Știu că îmi spunea sora mamei că zici că nu știe nici un cuvânt, pe moldovenește, adică
Și vorbea pe rusești, el nu înțelegea pe rusești de fel, sora mamei, nu înțelegea. Adică asta, știam că a venit ruscă, dar pe urmă m-am dus în clasa întâi, o domnească. Da. În familie, acolo, în ce limbă vorbeați? Acolo, în Siberia. În Siberia, în ruscă. În rusă? Chiar eu, și în familie? Eu nu țin minte, dar dacă eu am venit ruscă, înseamnă că în rusești vorbeam. Poate și erau interzicere acolo. Poate și era interzis. Da, poate în familie și dar locuiați, aveați casa aparte sau împreună cu mai mulți? Nu, era aparte, făcută din bărnile astea. Eu nu știu cine a făcut-o, cum a făcut-o, tot nu cunosc. Dar trăiam aparte, familia. Eu îmi amintesc de acum pe Moldova, ca căsuța aceea, cum v-am povestit eu, dar acolo nu îmi amintesc. Și casa asta care ați construit-o de-a mea a doua oară în Moldova, care părinții au construit-o, au făcut clac, au făcut lampaci. Au făcut clac, au făcut lampaci. Amumă, timp pe urmă, a fost cai în mergeau, da, femeile făceau lutul ăsta cu paie, cu paie, cu pleavă. Da, și paie și pleavă acolo. Da, și făceau și făceau lampașe și după ce făceau, puneau masa direct acolo, pe iarbă, întindeau mușama, creiau anca de asta lungă și acolo puneau masa și făceau. Și casa e făcută din lampași, cum spune din lut, dar e până nu am văzut-o că ea este, fiindcă mama, eu fiind îndreptată în Râbnița de la Institutul de Medicină, și mama vroia să fie lângă mine și au vândut casa, au vândut la niște băieți gospodari tot din sat. Și este și până acum casa, fântâna, saraiul este, dar ei o leacă l-au modernizat saraiul și adică cum să spun, puternici și lampașii ăștia și da. Baza cred că a fost bună făcut. Fundamentul. Dar și baza puneau întâi de cotileț și apoi puneau țărn acolo la un nivelul ăsta de și clar că era fântâna tot atunci o făcut-o. Da, fântâna tot, o curăță fântâna. Și era, de acum, în deală, că era câmpul colcosului, noi avem 25 de sote și apoi de acolo merge câmpul colcosului, că eu avem o cărărușă așa de acasă până la fermă, că după deală era fermă și pe cărărușă aceea mă duceam la fermă. Da, mulțumim!